Știți biografia părintelui, știți că ați auzit și la masă cei care ați fost aici din copilăria lui, din amintirile pe care le-am împărtășit celor care au cerut sfat și în același timp i-au cerut să prezinte cum a fost copilăria lui și vedem că a fost o copilărie obișnuită, dar avea ceva special. În ce consta acel ceva special? În credința pe care părinții lui i-au sădit-o în suflet împreună cu duhovnicii de la mănăstiri. Pentru că el a primit credința acasă, în familie, a trăit credința ca atare și după aceea părinții l-au învățat cu multe evlavie cum să se roage, când să se roage, cum să se comporte în societate și ce trebuie să mai facă el. Lucrul acesta este oarecum de actualitate pentru familiile și pentru tinerii de astăzi, pentru că în foarte multe familii, așa cum vedeți și dumneavoastră, părinții, din dragoste prea mare față de copii, uite să-i educe frumos cu frică de Dumnezeu, cum zice Eclesiastul, ca ei să devină oameni de vază în societate și să facă lucruri frumoase. De aceea cred că ar trebui să medităm la aspectul acesta, al educației tinerii generației, al formării în familie a copiilor care se nasc, slavă lui Dumnezeu, și care cresc pe lângă noi și sperăm să fie și ei viitorul bisericii și al societății, așa cum sunteți dumneavoastră astăzi. Zicea acolo părintele la un moment dat un lucru interesant. Zicea, a fost întrebat dacă se postească, dacă în familie, dacă postea când era copil. Și el spunea că mama lui îl obișnuia cu postul și nu era niciun fel de pogorământ în casa lor de la rânduiala postului. O, în multe, cele mai multe familii astăzi, părinții spun, dar de ce să mai postească copilul? O să slăbească, vai, dacă postești o să-i fie rău, o să devină anemic și tot felul de lucruri care nu au nicio legătură cu creșterea și cu educarea creștinească a unui copil. De ce zic lucrul acesta? Pentru că prin post, prin rugăciune, prin practicarea virtuților, noi întărim voința unui copil și îl facem să devină bărbat de nădejde în societate și după aceea un bun soț sau un bun familist, un bun cetățean. Ori în societatea noastră, așa cum vedeți și dumneavoastră, putem spune pentru un cuvânt că părinții sunt foarte indulgenți și în același timp, eu zic, permisiv pentru copiilor, uitând de rânduiala bisericii și de tradiția frumoasă din familiile românești. Un al doilea lucru pe care vreau să-l pun la inima dumneavoastră este legat deja de perioada de greutate prin care a trecut părintele, în cei peste 16 ani de închisoare comunistă, trecând prin toate închisorile de vreme respectivă. Vedeți, închisoarea, deși era un loc de detenție și de privațiune, devenea un loc al libertății spiritului. Pentru că acolo oamenii învățau să se roage, acolo oamenii își cunoșteau credința și ce este mai interesant, că vorbeau o altă limbă. Uneori prin alfabetul Morse, alteori prin alte mijloace, ei încercau să comunice și în special ce comunicau? Comunicau mesaje din Sfânta Scriptură care să-i întărească pe cei mai slabi și să-i ajute să depășească încercările și greutățile prin care treceau în închisorile comuniste. Unii dintre ei au ieșit cu o experiență extraordinară, mai mult decât atât au dobândit rugăciunea inimii. Și avem din mărturiile date și din mărturiile scrise până acum multe portrete în cuvinte care relatează sfințenia vieții celor care au ieșit din închisorile comuniste. De aceea s-a și făcut acel film Binecuvântată fie închisoare, pe care cred că dumneavoastră l-ați văzut. Vedem aspectul pedagogic al filmului și mai ales conștientizarea faptului că în momentul în care noi ne smerim, îl chemăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne ajută să depășim toate greutățile. Al treilea aspect care vreau să-l pun la inima dumneavoastră se referă la lucrarea duhovnicească pe care părintele a făcut-o după ce a ieșit din închisoare, fiind duhovnic la Secu, la Bistrița și după aceea aici la Petru Vodul, unde a înființat mănăstirea de Călugări de Maisus și mănăstirea de aici de la Palte și unde a reușit să formeze o mulțime de ucenici. Vedeți, părintele nu era egoist, era ca un părinte bun,
avea, pe de o parte, blândețea necesară, pe de altă parte, fermitatea, care trebuie să caracterizeze viața noastră când este vorba de credință și creșterea noastră duhovnicească. Dumneavoastră sunteți, pot spune, ucenici ai Părintelui, unii direct și alții indirect. Unii care l-ați cunoscut și l-ați avut la duhovnic, sunteți ucenicii direct pentru că ați primit binecuvântarea Părintelui, v-ați spovedit, ați primit sfatul Părintelui, iar ceilalți care l-ați cunoscut pe Părintele pe calea cărții sau pe calea vizuală prin înregistrările care s-au păstrat, fie audio, fie video, în care Părintele își spune cuvântul lui de încurajare pentru generația noastră. Părintele a făcut o lucrare frumoasă. Părintele a încercat să-i mobilizeze pe cei care veneau spre el și să-i determine să trăiască frumos credința noastră ortodoxă. Lucru pe care trebuie să-l facem cu toții. Și îmi vine în minte un cuvânt al unui ascet din secolul XIX care zicea: mântuiește-te tu și mulți se vor mântui în jurul tău. Știți cine a spus, că e foarte cunoscută expresia. Însă, ce vreau să rețineți dumneavoastră? Fiecare dintre noi avem obligația ca să ne îngrijim de sufletul nostru și în același timp să dăm mărturie pentru ceilalți, în așa fel încât cu toții să mergem pe cărarea care duce către Împărăția Cerurilor. Părintele a format mulțime de ucenici care astăzi sunt în toată țara, împrăștiați. Atunci poate unii au plecat așa din zel misionar, iar astăzi au reușit să facă unii dintre ei o lucrare frumoasă, dar cea mai frumoasă mărturie este cea de aici, din zona Petru Vodă, de la cele două mănăstiri, pentru că vedem atât obștea monahilor, a călugărilor, cât și obștea monahiilor, a maicilor, care, iată, cresc frumos, continuă lucrarea Părintelui și în același timp ne îndeamnă și pe noi să fim smeriți, credincioși, să ne iubim țara, să ne iubim neamul, să ne angajăm într-o viață creștină autentică, în așa fel încât să putem purta cu demnitate numele de români și numele de creștini. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră astăzi. Mulțumesc Maicii Starițe pentru invitație și nouă Preasfințului pentru binecuvântare. În același timp vă felicit pe toți pentru lucrarea frumoasă pe care o faceți. Începând de aici și mergând spre casele dumneavoastră, cu cuvântul de învățătură al Părintelui, al Părinților, cu cuvântul Mântuitorului Hristos din Sfânta Evanghelie, cu dorința de a face ca Evanghelia lui Hristos să transpară în viața noastră. Felicitări tuturor celor prezenți și mult succes activității de astăzi. Sperăm ca urmare mărturiilor dumneavoastră să se facă lucruri frumoase. Și în încheiere, spun că l-am cunoscut și eu pe Părintele, dar eu eram foarte smerit în vremea aceea, după cum ar fi mai... Stăteam cumva așa, departe de cei mari, pentru că eram sfios, mai bine spus, și nu vreau ca să deranjez văzând anumite lucruri. Însă l-am întâlnit pe Părintele de câteva ori, odată chiar mi-am luat aminte că am stat cu Părintele de vorbă, fiind cu Părintele Stariț la Mănăstirea Antin din București, cu Părintele Vincențiu și el, azi nu, mergem la Părintele Iustin ca să primim binecuvântare. Era chiar după ce am fost eu călugărit la Mănăstirea Neamț. A fost un moment frumos, Părintele m-a binecuvântat și mi-a rămas în minte și în inimă chipul blând al Părintelui și dragostea cu care îi primea pe toți pelerinii și mesajul lui de atunci de încurajare a unui tânăr monah care de-abia punea mâinile pe plug și încerca să meargă, să tragă brazdă pentru Împărăția lui Dumnezeu. Mulțumesc și vă doresc mult spor!